Iată, și noi suntem amenințați în aceste zile, că cine știe, poate trebuie să se închidă și bisericile. Nu se vor închide la noi. Să luptăm împreună și să ne mărturisim credința. Biserica nu e a celor care sunt autorități vremelnice. Biserica aparține lui Dumnezeu și ne aparține și nouă, celor ce ne rugăm, cei care nu pot și nu știu să se roage, pot să spună orice, dar noi ne vom ține rânduiala